Primarul comunei Șotânga a tras linie în ceea ce privește realizările în localitatea pe care o conduce și o reprezintă. Reabilitarea infrastructurii rutiere, a celei educaționale și susținerea cetățenilor din punct de vedere social sunt doar câteva dintre aspectele care ajută la dezvoltarea comunei. În această perioadă, prioritatea administrației publice locale este susținerea localnicilor pentru încălzirea locuințelor. Așteptăm rectificarea bugetară care să ne ajute să trecem peste perioada asta și să facem plățile ritmic până la sfârșitul anului, să nu întâmpinăm psihope vis-a-vis de activitatea asta de asistență socială. Un proiect de anvergură este reabilitarea școlii numărul 2 din Goleasca, finanțat prin Programul Operațional Regional, proiect ce a fost demarat în luna martie a acestui an și care se ridică la valoarea de 5 milioane de lei. Copiii sunt transferați în corp al școlii TI și la momentul ăsta am pus un autobuz la dispoziție care îi transportă și vrem să reducem cheltuielile cu transport. Lucrările de execuție vor fi finalizate până la sărbătorile de iarnă. Până atunci, elevii sunt transportați cu un autobuz închiriat până la școala din Teiș, fiind însoțiți de cadrele didactice. Surprinzător, naveta nu a scăzut prezența la școală a copiilor, ci a sporit-o. N-au fost probleme până la momentul ăsta. O să vă spun ca și chestie de glumă că s-a îmbunătățit prezența la școală. Cred că le place chestia asta de transport. A crescut prezența surprinzător pentru mine și am pus-o pe seama faptului că vor să se plimbe cu autobuzul. Nici infrastructura rutieră nu a fost uitată. O asociere cu Consiliul Județean, 3,124 km, realizată până la momentul ăsta în procent de 50%, respectiv s-au asfaltat două străzi din cele patru care sunt cuprinse în proiect, strada Valea Miilor și strada Stadion. De asemenea, suntem în plină execuție la modernizarea străzilor Câmpulesc, Făgețel, Glot, finanțat pe măsura 3.2.2 în cadrul Galvalei Alomiței. Sperăm că până la sfârșitul lunii această lucrare să fie finalizată. Edilul comunei Șotânga intenționează să implementeze și alte proiecte finanțate de Uniunea Europeană în scopul dezvoltării localității pe care o conduce. De asemenea, așteaptă rectificarea bugetară, cererea fiind de 450.000 de lei pentru comuna Șotânga.